un nou vlog azi cu Darko și cu Cornelus. Mergem la carieră, la Măru acum. Vom încerca aici, avem două trasee, să vedem. Trebuie să păstrez distanța, că aruncă pietre Cornelus și n-am nici ochelari acum. Aceasta e cariera. La început de martie. O carieră abandonată, din ea s-a extras pentru barajul de la Mărul Bolovani. Voi începe o serie de vloguri, dacă tot am fost, că mulți m-au întrebat de așa ceva, dacă nu ce vloguri, dacă nu fac altfel de filmulețe, și în acest an o să încep să fac o serie de vloguri doar pe canalul al doilea, Mira Moto Enduro, și doar în română, pentru cei din România. Încerc să dedic acel canal doar pasionaților din România și voi face fel și fel de vloguri, în special cu voi începe cu ce echipament folosesc, ce motocicletă, setări și traseile noastre locale de aici, spre Timișoara, Caransebeș. Acum mergem la un traseu început anul trecut. Am început în toamnă și l-am și terminat anul ăsta. Hop, am plecat cu o treia și am schimbat. Se pleacă din carieră și la început avem o secțiune de bolovani de pe un pârâu. Și această urcare am numit-o, sau dar am numit-o masochistul, pentru că ne-am chinuit de câteva ori la aranjarea ei. Ne-am dat, cred că, doar de vreo 3-4 ori pe ea, oare finalizată, se poate termina, se poate face circuit. E tehnică și dacă e ținut, dai nevoie și de cauciuc nou. Aici e secțiunea de pârâu, de la început. Îl las pe Darko în față, întotdeauna ca să am pe cine filma. Și un reper de a se observa traseul și dificultatea. Era să cadă în groapa aia, avea vreo jumătate de metru măcar. Destul de scurtă secțiunea de bolovan de pârâu și acum o secțiune dintr-un forestier abandonat, vreo 200-300 de metri, și intrăm pe tehnic, unde avem mare parte țichițachi. Aici vin și eu. Destul de uscat solul în această zi, dar suficientă aderență. Dar și multe frunze, pentru că e început de an și toate frunzele din toamnă s-au adunat
în Nămeți. La început, câteva secțiuni cu arbuști mici și tineri. Sunt nervant pentru că nu ai prea multe trase. Câteva secțiuni mai aiurea, pe contrapantă și cu... Hop, era să cad. Mulți copăcei mici încurcă, nu poți să faci manevrele care trebuie. Cădem. Început de an n-am exersat destul anul ăsta, așa că am nevoie de ieșiri de încălzire să-mi revin. Foarte multe plecări din scurt, la limita aderenței și foarte multe pivotări. Dacă nu știi, nu ești acum pe ele. Nu faci mare lucru aici. Acum vedeți exact câte ghidoane de la unele zone. Hop, hop, hop. Trebuie întoarce la stânga în bolovanul ăstea. Foarte îngust locul și important să o iei ușor, să nu pierzi aderența, să nu ridici motorul. Aici o secțiune unde mulți au bătăi de cap, cu contrapantă, pe bolovani. După care trebuie pivotare la dreapta. Ai, ai, ai! Mi-a sărit umărul. Încă mai am dureri de la căzătură. Dar aici trebuie pivotare la dreapta. Loc nu prea este. Și lansare nici atât. A ajuns și dar cu încearcă o scurtătură, dar nu prea ies întotdeauna. Oh, scuze! Când nu ți iese din prima, mai tragi și la de motor.
lansare bună, te scutește de împins motorul. Și o să mai încerci o dată. Cred că mi-a scris și umărul stâng. Aici iarăși trebuie întoarcere la dreapta. Și dacă nu știi pivotări, pierzi energia în 5 minute. Hop, 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 hop. Scuze. Pasă-l în curs, se grăbește Darko. Doar că trasa lui a fost total greșită. Nu cred că avea șanse. De fapt, loc are mai multă energie și cheltuie. Pivotarea la dreapta, cu cât o faci mai corect, cu atât îți putește de împins. Și acolo iar un prag. A ajuns și Cornel din spate. Și aici e importantă lansarea. Ușor când treci cu bine, altfel dai de toate înjurăturile și nervii. Multă contrapantă și frunze și de multe ori pierzi aderența, mai ales dacă ai un cauciuc uzat. Important să nu scadă spatele mult în vale, să ai ce trage de el. Aici sunt două variante, dar toate sunt întoarceri. Iarăși un metru de lansare. Îndreptam în direcția greșită, era de la stânga de fapt. Și am cam ajuns la secțiunea de brazi. Începe să schimbe și solul. Opa! Perfect. Începe să mă lasă picioarele. Energia. Aici o pivotare după copac. Cu tot o faci mai înaltă, mai lungă, cu atât ai șanse să revii în siguranță pe trasă. Altfel îți cade spatele și nu e bine. Iarăși îngustă secțiunea și contrapanta foarte mare. Și aici am ajuns la o secțiune mai faină cu panoramă și bolovani. Se vede și lacul. Barajul. Priveliște. Ah,
și o luăm înainte ușor. Bateriile mi-s gata, deci o las mai ușor acum. Momentan suntem pe la jumătatea traseului, cred că. În mare parte e ca aceeași inclinație. Aici o secțiune de a doua blană. Opa! Era să mă fim în creangă asta, așa că... Fac urcarea. M-am dezechilibrat aici puțin. Foarte multe frunze și sub ori pietre, ori bușteni. Nu știi când îți patinează și când prinde gripul. Când sunt obosite mâinile, e riscant. Și aici o ultima urcare de blană. Și avem niște bolovani în capăt, niște stânci. Reușită din prima. Aici a fost foarte îngustă zona și riscai să dai cu bascula, deci important să fii atent și cum îi dai, să nu te izbești de toți bolovanii. Multe detalii nici nu se văd pe filmări. Nici nu realizez ce vezi după adevărat în teren. Așa aici cred că are vreo 30 de grade de pantă, dar nu se văd bine perspectivele. Aici la grip se merge cu lângă niște stânci. O ultima secțiune mai delicată. Cornel în față. Acum am ajuns aiurea. Se frag. Contrapanta aici. Darko și Cornel. Să spați șampania. Dă-i! Ia bus și motorul. Scoate aburi. Ușor aici că fuge spatele. Și cam gata, secțiunea grea. Aici un copac de trecut.
iarăși copaci, nu-mi plac. Cornel nu se înțelege cu ei. Stai! Hop! Darko a venit de noi hotărât. Important e plecarea din miraj. Și terminăm traseul. Urcarea va fi o secțiune de copaci căzuți, frengi, volovani, dar nu tehnică, doar nu prea am lăsat trase pe aici, doar câteva. E destul de largă și se poate alege fiecare câte o trasă, câte o variantă. Cel mai indicat primăvara de făcut trasee, pentru că nu sunt frunze în copaci, mai ales în zona de zonele mai joase, și având vizibilitate permite să vizualizezi traseul mai în detaliu, să alegi trasele corecte și optime. Așa că acum, la început de an, verificăm toate traseele și încercăm să facem și unele noi. Băieți se ducă la mașină și mai urc până sus acum. Doar să văd până unde este traseul curat. Acum am ajuns la prima zăpadă. Am trecut fără probleme pe aici. Cred că am dat niște șanțuri. De obicei, zăpada stupă tot ce e șans și denivelare, așa că de multe ori să dai în gropi, zone dificile de ieșit. Atâta. Cam atât pentru moment. Cred că n-are rost să mai urc. Se vor mulți peticele din zăpadă. Facem cale întoarsă și o luăm la vale. Să o iau pe aceeași trasă, deși la coborâre e simplu de mers prin zăpadă. Mai mult
gaz și n-ai șanse să rămâi împotmolit. Acum ne trage prin forestier acasă. Se vede că nu ne circulat din iarnă, că mai crengi copaci căduți. Și n-am să-i dau tare, am să merg mai prudent, nu știm ce găsim. Cum ziceam. La bolovan, multe frunze, unele situații și zone. Și se pot ascunde multe obstacole. Să luăm ușor cu așa, să coborăm cu vreo 50-60 la oră. Destul de căzut pentru început de martie. Dar cât e soarele pe cealaltă, după aceea trebuie să pui fuși și... Nici nu le vezi crengi decât la aceeași culoare cu... aceeași culoare cu solul și frunzele. Tare. Mai este circular și de codurari și de cei cu polul silvic. Cam asta a fost secțiunea scurtă și aici am un forestier mare unde vin cu camioane. Baraj fain, dar merge durut aici.